Scria pe șervețele suma pe care o voia drept mită în schimbul finanțării clubului din fotbal din Baia Mare. Primarul a fost denunțat și prins în flagrant. Acum edilul se află în stare de arest. Denunțătorul a descris în fața anchetatorilor întreaga poveste. Acesta susține că atunci când a fost invitat în biroul primarului din Baia Mare, edilul i-a precizat că urmează să-i plătească un avans de 950.000 de lei, dar din acea sumă trebuie să-i dea înapoi 50.000 de lei. Cifra ar fi fost scrisă pe un șervețel pe care edilul l-a distrus ulterior pentru a nu fi găsit de către anchetatori. Atunci a scăpat, însă Cătălin Cherecheș a fost prins în flagrant în momentul în care dădea 30.000 de lei mită. Judecătorul de drepturi și libertăți a hotărât arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Cherecheș. Acesta poate depune contestație care se va judeca la Curtea de Apel Cluj.